În 2 ore am plecat spre Serbia. Mă întreb de multe ori, mie mi-a luat 2 ore să plec pe acest drum și uneori refugiații au mai puțin de atât să-și pună la cale o călătorie de o viață sau prin care își vor schimba viața. Și o să zic în continuare, o să mă refer la ei tot timpul ca refugiați. Am auzit de prea multe ori în această zi cuvântul de migranți și imigranți. Așa cum oamenii sunt nevinovați până la proba contrarie și refugiații sunt refugiați sau oamenii care vin din Siria, Afganistan și toate celelalte țări sunt refugiați până la proba contrarie.